face motocană de mergi. Ia uite. Ia uite și pe ăștia cât sunt de mari. Iată. Hello? Hello! Ok. Ce frumoase! Ok. Ia uite. Luăm o de asta, nu știu ce se întâmplă aici, dar luăm și noi o chestie de asta de poftă, așa puțin. Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog cu Marca Traveliștii. Tot de aici, din Camei, am fost cu oameni la plimbare, să facem un tur de oraș mai neturistic, să zicem așa, și o să mergem și prin piețe, o să mergem să mâncăm, o să vedeți că o să fie nebunie. Am propus că astăzi să facem un tur mai altfel, să descoperim oamenii și zonele mai neturistice, așa că am luat-o la pas prin Hanoi. Ia uite, ia, ce e acolo? Ia să vedem. What is? For smoking? Okay. Yeah? Solo. Yeah. Yeah. Hai să vedem că mă filmează două aici. Îmi face un calaj din copt de ăsta, să vedem ce mai zice. A pus structuri. Da, ok. A pus structuri aici, pe urmă îi dă foc și nu știu cum mai vin. O să... Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ia. Da, la fi mai. Dar Maria, ești în formă. Maria? Toți că tot era mașină. Am bucat oamenii ăștia direct pe sistem. Mamă, dar ce mișto e. E YouTuber. Ce scul are. Ia, Olita. Come on. Thank you so much. Thank you. Great. Thank you so much. Ia uitați puțin pești. De condimente, de orez, de mâncare, uite, ăla e năut. Sunt curioși și le place foarte mult, pentru că tot se va trage la noi, nu facem circuite clasice, facem celelalte agenții. Piețe. Să se simtă bine, să vadă exact viața reală, să descopere lucruri. Asta înseamnă să călătorești. Ia uite cât a dragon frutul. Wow. Face motocană de mergi. Ia uite. Uite-i pe ăștia, băi. Uite, somotei de aia mici, Flori. Somotei de aia mici. Ia uite. Wow. Ia uite și ea. Aha. Ce
fain. Ia la mână că-i țipat. Da, da, da. Ia uite și pe ăștia cât sunt de mari. Fii atent. Wow. Wow. Ieșim, că așa ieșim, deși uite și acolo, interesant, vă stau niște toneti, niște mese. Păi putem să luăm și pe acolo sau pe aici, așa, da? Da? Ok. Uite brânza. Păi, dar cred că-i, cred că-i tofu de ăla, mă, da. Să-i pe copilul, băi. Ideea e că nu știu, frate, să ne spună și nouă. Ce faci cu șochelarii? Acum te-am văzut pe cameră. Tu uite-l pe acolo. S-a dus să facă o poză. Uite ce... Deci fii atentă că-i fresh carnea asta. Uite pe tanti vinde ouă. Găinile. Hai la. Uite cum arată Flori, găina asta. Hello. Hello. Come on. Hello. Oi, what the hell? Oi, ce ce? Ce ce? Nu am. Xin chào. Xin chào. Merci beaucoup. Hello. Xin chào. Con bay bay tay chào đi. Đấy, bay lại, bay tay. Hello. Hello. Ok. Ce frumoase. Ok, ok. Hai. Ți-ai pipa? Pipa păcii? Da, 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 da. Mamă, dar ce tare e. Frumos. Uite, zona de tăiței și de gogoșele pentru supele Pobo și Poga. Fain. Asta ce face aici? Ăștia smuguri din aceea, fii atent. Wow. Ceva legume, fructe. Legume, sunt da, la. Sunt de nerecunoscut așa, nu? Da, da, tu ești Flori? Ne-am dus din haine la spălat, ce aveam mai gros și aia e, uite și bere. Asta fiind ce? Zic Flori. Rose apple. E o chestie, e o chestie interesantă. E între măr, pară, ceva de gen. Și trandafir. Și trandafir, da. Are o aromă de trandafir. E foarte interesant. Deci eu trebuie să iau un suc de trestie, că nu mai pot. Hai. Hello. How much is? Bun. 10.000? Da. Wow, e foarte tare. 10.000 înseamnă 2 lei. Deci 2 lei. Vreți și voi suc de trestie? De zahăr? Ați băut vreodată? O să gustați de la noi, să vedeți cum e, știi? Și dacă e ok. E super dulce, dar e mișto de tot. De lucruri noi, pentru noi chiar sunt lucruri noi pentru ei, mișto. Ce ai luat, Alina?
ce bomboane? Vrei să desfaci? Da, da, vreau. Vrei să desfaci? Ok. Am să mai fac poze la copii și așa. Și ia, ține. Nu poate. Înregistrează? Da. A, înregistrează, super. E ceva dulce, sărat? Nu, nu vreau. Eu nu le-am luat pentru mine, le-am luat pentru... Da, am desfăcut-o ca... Păi ia și papa atunci. Hai să vedem. Ține. Vreau să dau la copii când le mai fac poze. A, la ăștia am crezut că... La ăștia mici, să da. Să le cumperi pentru România, mă. Nu. E... Ia vezi. E un fel de napolitană. Vrei? E napolitană. Nu vreau. E napolitană, mișto. Hai. Am puțin în spatele scenei, adică strada, și... Hello! Hello! Am luat-o puțin pe gangurile turiștilor, auzi, păcatarilor, pe unde locuiesc ei. Ia uite ce faine! Ah, super! Ce scrie? Pe, ce să scrie? Hai că vin scuterelele. Deci te pierzi pe aici prin labirinturile astea. Ia uitați cum arată o casă pe aici. Super. Ia uite ce tumberoane au oamenii ăștia. O să te-a cară gunoi. Uite pe Big Buddha. Au, ce fain e asta ascultat. A fost un pietroi mare. Super tare, dintr-o singură bucată. Ia uite și cu lemnul acesta. Asta-i trunchiul meu de fapt.
ce asta cum arată. Lem 100%. Privisuit. Sunt niște opere de arte. Totul din lemn. Vai de mine ce mobilier, deci n-am văzut în viață nu așa ceva. Nici la palatele regale n-am văzut așa ceva. Ce vorbă ești? Super. Ce vorbești? Nici la palatele regale n-am văzut așa ceva. Ușor, ușor. E pe rotile. Da, e pe rotile, da. Ce vorbești? Calitate ta. Nu știu cât o costa, dar arată într-un mare fel. Chiar sunt curios, o să întreb pe domnul ce... Fii atent și ăsta e cu coarne de bivol, de ceva. Băi, de mine. Deci cum arată ăsta? Ia uite, Vivi, cum arată ăsta. Ține-ci. Deci fii atent, uite bruscuța din lemn, frate, uite-te câte detalii sunt aici. Dar uite-te cum e asta, bă. Ce mă, că nici nu știi la ce să te uiți, sincer. Deci ce spectacol. Asta e cu inserție de sigur, ai văzut? Uite-te la ăsta, Flori, fii atent. Ia uite-te la ăsta. Asta e din bambus, fii atent, că e din bambus marginea asta. Aici este alt lemn. Aici este alt lemn. Ce canapea de fapt, nu? Hai de da. E spectacol. Chiar e spectacol. Am întrebat de curiozitate cât costă acest scaun și mi-au spus că de fapt este un set. Sunt 4 scaune, 4 scaune, această masă și mai conține canapea, nu știu ce, probabil. And this also? Ok, și această canapea. Sunt vreo 12 piese și costă 7500 de euro. Dar să știi că nu-i mult la calitatea asta, pentru că este lemn 100%. Și priviți detaliile, adică... Ia uite. Wow. Deci e super, super tare. Te simți precum un rege pe asta. Priviți aici ce lucrătură. Acesta este SIDEF de lemn. Priviți câte detalii. Nu uitați. Wow. Arătăm și un magazin de ceramică. Asta costă 20.000, adică sub un dolar, ceea ce e foarte, foarte ieftin. Asta este 45.000. Îmi place la poze.
metri la o nucă de cocos. $12,000, da. Ai noroc acum. Hai. Zo. Zo. Super. Să facem și o privare de metrouri aici. Încă noi. O altă experiență pe care vrem să Bifom. Și acum suntem la o stație de metrou de aici din centru. Să vedem puțin și traseul. Unde suntem? Aici suntem, da? Da. Și unde mergem? Trebuie să ne hotărâm. Da, trebuie să ne hotărâm exact. Trebuie să ne uităm exact și pe urmă vedem ce și cum. Ne-am luat bilete. 36.000 costă 4 bilete, 3 stații o să mergem. Come on! Și... Astea-s cardurile, așa arată. 36.000 înseamnă $1 și jumătate, să zicem. E super convenabil. Arată decent. Chiar e mișto. Interesant să observăm de sus orașul, nu numai să vizităm zona Old City, Old Town, am ieșit 14 km din centru, iar acum vom merge la un templu să vedem cum ne va surprinde. Hai să încercăm o traversare. Tot descoperim ganguri.
foarte frumoase. Ia priviți cum arată acest gang. Este superb. Viața de cartier. Wow! Ciao. Facem sport la toate vârstele, da? Super. Se cera și ciocanul, da. Ia uite. Luăm o de asta, nu știu ce se întâmplă aici, dar luăm și noi o chestie de asta de poftă, așa puțin. Ia uite, o taie cu farfeca, nu știu ce mâncăm, nu aș știu să ne zică, nu știe engleză nimeni. Și e la sos de soia? Da. Hai să vedem cum se prezintă. Nu știm ce mâncăm. Cred că e ceva cu soia, am impresia. Păi soia ai pus tu, probabil de-aia miroase. În mijloc e un fel de aluat, zici că e o pastă de cartof. E orez. Orez? E orez. Deci asta e ghimbir. Nu iute. Ia zi. Nu e iute? Nu e iute, e sos de roșii. Aici este o pastă, un amestec de usturoi cu ardei iute. Așa cum nu avem la noi de iute. Și testăm și eu. Wow, să nu pui mult. Da, ăsta e orez. E tot de fan. Oh, dar e bun ăsta. Ăsta are o stare de iute. Dacă vrei iute, uite, e mult. Foarte, super bună, nu știu ce. Corect. E o mâncărică, o chestie. Mănâncă local, nu ce mâncăm și noi, nu? Uh-huh. De cum e. Se pare că am ajuns la templu. Un templu bine ascuns. Bineînțeles că este un templu doar pentru locale și vin să se roage aici. Uite ce frumos! Thank you.
mentele și un copac de jackfruit. Foarte frumos, bine ascuns. Repetăm, unde sunt doar localnici și vin să se roage aici. Bineînțeles că am ajuns din nou în Old Quarter și mergem să mâncăm la un magazin, la un magazin, la un restaurant vietnamez tradițional. Aici vom mânca, Tung's Kitchen, să vedem cum va fi mâncarea aici, pentru că este un restaurant cotat bine, este pe locul 17 în topul restaurantelor de aici din Hanoi. Experiență, o masă deosebită, o mâncare delicioasă, un bucătar extraordinar care a știut să prepare toate mâncărurile extraordinar, a știut să monteze farfuriile foarte, foarte bine. Deci să mâncăm Tung's Kitchen, nota 10. Excelent, o grămadă de experiențe am avut astăzi, le-au plăcut maxim lui Bazil și Alinei. Da, sunt chiar foarte încântați în genul de călători, adică au vrut să vadă partea neturistică. Nouă ne place foarte mult, adică sunt fix stilul nostru, așa că vor avea și alte aventuri interesante, pentru că o să mai fim împreună multe zile. Noi închidem vlogul aici. Deja s-a întunecat, ne mai plimbăm, mai facem cumpărături. Ne vedem în următorul vlog, dragilor. Vă pupăm!